Luca, capitolul 9, versetul 1 până versetul 6 e textul în dimineața aceasta. Luca, 9, versetul 1. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți demonii și să vindece bolile. Apoi a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să vă scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovădind Evanghelia și să pretutindeni tămăduirii. Amin. Vreau să cerem binecuvântarea Domnului peste cuvântul acesta să fie un cuvânt pentru inima noastră și rog pe fratele Ovidiu Ciuhandru să rostească rugăciunea asta cu voce tare. Să vă reașezați În preajma cinei Domnului, în jurul momentului Pascal, Domnul Iisus Hristos a trăit multe uh, sentimente uh, greu de imaginat, și unul din ele este sentimentul respingerii. Am ales textul acesta, o să ne oprim doar la versetul 4, versetul 5, versetul 6, pentru câteva momente în dimineața aceasta, să vedem, de fapt. Cum îi învață Domnul pe ucenici să gestioneze respingerea? Respingerea e un sentiment um, greu de experimentat, dar mai greu de gestionat. Sub o formă sau alta, toți am trăit-o, o trăim și vreau să vă spun ceva, cu siguranță o vom trăi. Unul din cele mai grele sentimente pe care poți să le duci cu tine și să le gestionezi este sentimentul ăsta de respingere și nu doar fac referire acum la ce se întâmplă în casele noastre sau în copilăria noastră sau să facem un arc așa peste timp și să ne aducem aminte cât de respingi ne-am simțit noi cândva, undeva, de cineva, ci o respingere dusă cu noi în casă, o respingere în societate și din păcate o respingere în comunitate, în biserică, pentru că de respingere ne lovim cu toții și toți dintre noi. Domnul Iisus Hristos a simțit respins de ucenici, nu doar de ucenici, de-a lungul lucrării sale pe pământul acesta. Și interesant că în textul acesta Domnul îi trimite pe ucenici și când îi trimitele dă putere să vindece, să aibă autoritate peste lumea demonică, dar nu îi învață cum să predice, nu îi învață cum să adune oameni, nu îi învață ce să facă, cum să facă lucrurile acestea, dacă vreți, sociale, ci îi învață cum să gestioneze respingerea de care vor avea parte. Ce este cert e că fiecare dintre noi am trăit, trăim și vom trăi de respingerea la orice nivel, vreți dumneavoastră, sau orice departament sau domeniu al vieții noastre. Uităm în textul acesta și o să vedem câteva lucruri punctuale din versetul 4, versetul 5 și versetul 6, cum putem să gestionăm sentimentul acesta de respingere. Fie că o arătăm, fie că nu o arătăm, o trăim. Și respingerea e cancerul relațiilor, respingerea e semânța mărăciunii și mărăciunea aduce supărare, tristețe, aduce în inima noastră aceste dacă vreți, caracteristici ale omului respins, nu doar din punct de vedere fizic, nu doar o oboseală continuă, nu din punct de vedere doar... Sentimental în care nu ai nicio încredere, nu ai nicio valoare de sine, ești acolo undeva jos, nu mai poți să faci nimic, și oricine te îndeamnă să faci ceva, spui de fapt că nu mai poți, te legi foarte mult de ce s-a întâmplat în trecutul tău, dar sunt acele simptome spirituale, și aici e cel mai grav, pentru că omul respins e omul care duce amărăciunea cu el, duce o ură cu el, duce o, o răzbunare procentuală pentru cei care i-au generat respingerea, dar cel mai grav e că omul respins e omul care îl respinge pe Dumnezeu. Omul respins fuge de Dumnezeu și dă vina pe Dumnezeu și conjunctura în care el a primit contextul ăsta greu de dus. Și Domnul îi trimite, și fiți foarte atenți, vă rog, la text, Domnul îi trimite pucenicii, și noi ne-am așteptat că atunci când Domnul te trimite, să fie totul deschis, ușile deschise și tot să te întâmpine cu flori, tot să se bucure că ai apărut tu. Am apărut noi, că doar Domnul ne-a trimis. Și Biblia spune că Domnul îi trimite pe ucenici și când Domnul îi trimite pe ucenici, sunt respinși ucenicii. Și ce faci atunci? Ce facem că tu cauți să stai în voia lui Dumnezeu? Caut să fii trimis de Dumnezeu? Caut să trăiești scopul lui Dumnezeu pentru viața ta? Ca să te rogi mai mult, ca o să citești mai mult, ca o să fii mai bun, mai iubitor, mai iertător, ca o să fii așa cum vrea Domnul să fii. Și dacă vreți, trăirea noastră în acceptare și respingere în fiecare zi. O luptă pe care o ducem. Și dacă e să mă la dumneavoastră și pe câțiva dintre dumneavoastră vă cunosc, ducem cu noi rănile acestea respingerii de mici. Nu o să niciodată o discuție într-o mașină Mama, băieți în spate, mama și tata în față, la mașină, în, în mașină. Și mama zice, dacă am mai avea încă un copil, în contextul dimineții, la care unul din spazi zice, zice, America, scrie pe mine, zice asta. Deci dacă, ăsta era pentru ultimii, știi? Zice, voi dacă vine următorul, clar că noi ăștia alți nu mai existăm. Totul e focus pe ăsta care vine. Și noi plecăm atunci numai. De, sentimentul ăsta are respingerii, nu doar în familie, în societatea noastră, toți l-am experimentat. Am auzit zilele astea o întâmplare interesantă, vă spun și la dumneavoastră. mai să ceartă cioara cu păunul într-o zi. Care e mai frumos? Pe unul avea ce să arate și ce să spună și parcă avea și un glas așa mai duhovnicesc și zice, băi, eu sunt cel mai frumos, adică hai să fim serios, uite ce penaj, ce culori, ce... deci n-are rost și ce coadă, deci n-are ce pene, știți, mă smulg penele de pun în vază în loc de flori, deci e totuși prețios. Cioara, cioara, cioara neagră ca păcatul și zice, cioara, mă, eu sunt cel mai frumos. Eu singură nuanță, mă, negru nu-i culoare, nu? Singură nuanță, mă eu sunt neagră, mă, eu-s eu, nu așa, nu-s cioară vopsete ca tine. Eu-s eu pe față. Băi, să ceartă ăștia dăi, dar s-au urât și pe unul cu cioară, mă, care mai frumos acum? Și în timp se întâlnesc cu porcul. Trece porcul pe acolo grohăind și ăștia doi merg la porc și zic, măi, care dintre noi suntem mai frumoși? Și porcul zice, Cioara, și pe unul supărat, acum mă, și el îi ia numai neagră și gata, cu cioc, cu tot, cu tot. Au mers mai departe ei doi, pe unul și cioara, și cioara așa că e supărat, amu, că eu sunt mai frumoasă ca tine. Și fiți foarte înțeles vă zic acum, morala întâmplării zootehnice, zice pe unul, mă, eu nu sunt chiar așa supărat, dar supărat că m-a judecat un porc e da, ce mai supărat. Și în viață s-ar putea să avem momente de respingere social, că cel care ne judecă pe noi, cel care ne respinge pe noi, e mai diferit decât noi. Mult mai diferit, așa -i? Și o nedreptate pe care o trăim și o ducem cu noi, o nedreptate pe care Domnul a simțit-o din plin, ucenicii au simțit-o, și Domnul ne-o garantează fiecare dintre noi, pentru că vreau să nu uitați un lucru foarte important încă de la început. Lumea aceasta nu e făcută să ne facă pe noi fericiți. Spune Biblia că Domnul, dacă în textul paralel, în Matei, capitolul 10, veți vedea că Domnul să mai vă trimit ca pe niște oi în mijlocul, în mijlocul lupilor, și voi să nu vă așteptați ca lumea să vă da fericirea pe care doar Dumnezeul vostru poate să vă dea. Bun. Haideți să vedem câteva lucruri în dimineața asta, cum putem să depășim momentul ăsta a respingerii sau cum, putem să gestionăm mai înțelept și mai matur sau mai spiritual momentul respingerii în viața noastră. Și primul din el, primul punct pe care mi l-am notat aici în versetul 4, va trebui să fim atenți cu cine ne însoțim. Versetul 4 spune în felul următor, în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și aș vrea să vă citesc și din Matei, capitolul 10, Textul paralel care vorbește despre lucrul ăsta și spune în felul următor în versetul 12: La intrarea voastră în casă, urați de bine și dacă este casa aceea vrednică, dacă casa este vrednică, pacea voastră să vină peste ea, dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Va trebui să gândim și să fim conștienți că nu toți oamenii din jurul nostru sunt vrednici de ceea ce Domnul a pus în noi. Că s-ar putea ca să arunci mărgăritarele și cel care le vede să considere că sunt doar niște pietre. Și să nu le valorifice la justa lor valoare. A pus Dumnezeu ceva special în fiecare dintre noi. Știți care este problema? Că nu mai știm ce a pus. Și nu mai știm cât de valoros suntem. Și intrăm în tot felul de relații toxice, relații care nu ne ajută, nu ne apropie de Dumnezeu și să nu mergem într-o direcție în care vrea Dumnezeu. De aceea, ca să evităm momentul ăsta al respingerii, va trebui să vedem dacă relațiile noastre, prieteniile noastre, cei cu care ne însoțim sunt vrednici și noi suntem vrednici pentru ei și ei pentru noi, încât relațiile noastre să fie constructive. Că s-ar putea ca mediul în care e să fie unul toxic și nu mai ieși, pentru că nu, antura, nu tu alegi anturajul, ci anturajul te alege pe tine și prietenii și contextul în care ești te influențează de cele mai multe ori, mai mult decât ai crede tu sau poți să-ți imaginezi vreodată. Și Domnul spune, când intrați în o uitați-vă bine în casa cui intrați. Și dați-mi voie să fac o extensie, aveți grijă pe cine băgați în casă că s-ar putea să lase lucruri acolo pe care greu le mai scoateți afară. Și Domnul spune ca să vă păziți de respingere, păziți-vă de oameni care vă ignoră, oameni care vă duc într-o altă sferă, păziți-vă de ei. Și îndemnul pe care îl avem aici e că Domnul a pus ceva special în tine, să nu uiți asta. A pus special ceva Domnul în noi, caută oamenii lui Dumnezeu, caută oameni care să să te îndemne la bine. Caută oameni care să te ducă în camera de sus, nu doar în curtea marilor preoți. Caută oameni care să te ducă în prezența lui Hristos, nu doar oameni care să te ducă să faci altceva ce fac toți ceilalți. Caută oameni care să te ducă spre Hristos, să-L cunoști pe El, nu doar să auzi despre El. Și versetul 4 spune: Când intrați într-o cetate, fii atent în ce casă intri. Fii atent ce prieteni îți faci. Fii atent ce oameni lași să te influențeze. Fii atent pe cine lași să intre în casa ta și în casa cui intri. intri Păzește-ți piciorul cu intri în casa aceea. Numărul 2. Scapă repede de amărăciune. Spune Domnul în versetul 5, partea a doua a versetului 5, spune Scuturați-vă praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor scuturați-vă repede de amărăciune. Și noi asta știți foarte bine ce zic acum, e că cu cât scap mai repede de amărăciune, cu atât ești mai fericit. Amin. Cu cât scapi, dacă nu o duci cu tine. Și ne aducem aminte de zeci de ani în urmă, cândva, cineva s-a uitat, nu știu cum, la noi și nu l-am uitat și l-am dus amărăciunea asta cu noi mai departe. Cineva ne-a făcut cândva o nedreptate și o duci cu tine. Și toată nedreptatea asta, mărăciunea aceasta, de fapt îți fură toată bucuria prezentului, toată bucuria cu Hristos. Dragilor, Domnul ne-a eliberat. Haideți să nu ne încătușăm noi singuri. Haideți să trăim oameni liberi și să trăim o libertate în Hristos, care e adevărata libertate. Adevărata trăire cu Hristos. Iertați ce trebuie iertat, eliberați-vă de orice amărăciune, eliberați-vă de orice lucru care îl ducem și îl duceți cu dumneavoastră de ani de zile, oameni buni, dragilor, haideți să trăim ceea ce Hristos a pregătit pentru noi. Nu există sentiment mai frumos, mai plăcut decât libertatea aceasta pe care Domnul ne-a dat-o fiecăruia la Golgota. În camera de sus, întrebarea Domnului, momentul Domnului ne face liberi. Întrebarea Domnului afirmat, realitatea lui Hristos spus, afirmat în fața ucenicilor, i-a făcut liberi pe câțiva dintre ei, dar nu pe toți. Când Domnul a zis, cineva dintre voi mă va vinde. E momentul cercetării realității în care Domnul îți spune, de fapt, realitatea în care ești, nu cum o vezi tu, nu cum o spun ceilalți. E momentul zero, momentul de părtășia noastră cu Dumnezeu, când, de fapt, Domnul deschide inima ta, tu deschizi coartea Lui, dar El îl deschide inima ta și vreau să spun ceva, când Dumnezeu lucrează în inima ta, rămâi cu gura căscată, când Dumnezeu lucrează pentru tine și în viața ta, rămâi uimit de Domnul, cum Domnul ți-a purtat de grijă, cum Domnul a lucrat în dreptul casei tale și vieții tale. Scută repede praful și asta era obicei a evreilor când intrau într-un teritoriu a neevreilor, scuturau ca nu cumva să ia ceva necurat cu ei. E timpul să ne scuturăm repede praful amărăciunii. Și să ne bucurăm de ceea ce Domnul ne-a dat. Că fost îl ducem de prea mult timp cu noi. Putem să mergem la ce biserică vreți, noi să putem să stăm numai în biserică, că tot nu suntem liberi și nici fericiți. Numărul 3. Va trebui să învățăm să acceptăm pierderea. Versetul 5, prima parte, spune: Și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea. Să știți că nu există câștig fără pierdere. E ca și când, am a... mi-aduc aminte la sat, nu tot timpul lucrurile au mers bine. Odată s-a făcut porumbul, odată nu s-a făcut porumbul, așa e? Și dacă mergi și întrebi pe omul care o bă... ce-ai ce -ai băgat anul ăsta, zice? Am băgat porumb. Și îl întreb, cam cea mai periculoasă întrebare la sat, așa în, în timpul culesului, se ceri și cum a fost anul ăsta? Acum trebuie să fii un pic și tu, documentat ca să adresez întrebarea asta. Că dacă știi că a fost un an mor, lasă așa, nu mai, nu mai, cuți, nu învârți cuțitul, lasă așa acolo. Și nu o să uit că bunicul meu primea des întrebările astea și nu o să uit niciodată un răspuns pe care l-a dat. Și mi l-a dat mie și l-am întrebat odată, s-a întâmplat o tragedie la noi acasă, a murit un animal și pentru țăranul român, în urmă cu câțiva ani, bun, deci acum e o tragedie, când murea vaca sau s-a întâmplat ceva, era chiar tragedie în casă, și am întrebat cum a fost, e supărat are și a zis, mă, nu sunt chiar așa supărat, dar de ce? Dice, mă, nu s-a așa supărat că anul trecut a fost bine. Și anul ăsta e mai rău. Dar aia nu înseamnă că totdeauna trebuie să fie doar bine sau totdeauna doar rău. Vedeți, e o înțelepciune populară pe care Domnul a lăsat-o în inimile noastre de a înțelege că de fapt nu poți să câștigi fără să pierzi nu ai cum să câștigi fără să pierzi. Și Domnul spune, dacă El, bobul de grâu, nu moare, El nu aduce viață. Noi credem că dacă El nu moare, atunci e viu. Nu, 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 știți când e viu, când moare El. Atunci are prosperitate, atunci dă mai, multe, mai multă roadă pentru stăpân. Și ceea ce ne învață Pavel e ca noi să murim în firea noastră ca să trăim în Duhul și Duhul lui Dumnezeu să trăiască în noi și pentru noi. Va trebui să ne obișnuim cu pierderea. e o normalitate a vieții până la urmă. Și să pierzi. Și vreau să vă mai spun un lucru foarte important. Să știți că cele mai, cele mai prețioase lucruri sau cele mai prețioase arme împotriva diavolului le găsim în valea terebinților. De acolo a luat David cele cinci pietre. Una pentru Golia și încă patru pentru frații lui Goliat. Că dacă apar băieții ăștia, cumva să le aibă la el. Adevăratele arme le găsești în vale, nu pe munte. Și întotdeauna să știți că insuccesul e mai bun prieten pentru noi decât succesul. Gândiți-vă de unde, ce ne-am maturizat și ce am învățat când și când am învățat în succes sau într-un aparent insucces. Că s-ar putea poli să fie invers. Numărul 4. Versetul 6, prima parte. A trebuit să căutăm noi oportun, oportunități. Și ce îmi place foarte mult la ei, spune, ei au plecat și au mers din sat în sat. Propovăduind Evanghelia. Ce îmi place foarte mult, că poate nu i-au ieșit bine în primul sat. În primul sat nu au fost respinși. Au simțit pietrele din satul ăla. Au simțit împotrivire, dar nu s-au oprit, au mers mai departe. Pentru că atunci când simți respingere, va trebui să nu te întrebi de ce, ci ce vrea Domnul să te învețe. Ce iei cu tine de acolo? Și e foarte important, ori de câte ori caz, dacă e o scamă de pe covor cu tine, ai învățat ceva, ești mai câștigat, ascultă-mă. Ori de câte ori cădem, dacă știi cum să te ridici când cazi, important acum și să știi cum să cazi, dar dacă totuși ești jos, Depinde cum te ridici, că dacă te ridici de acolo cu ceva în plus, ești câștigat, așa -i? În relația noastră cu Domnul, în relația noastră cu ceilalți, va trebui să căutăm noi oportunități. De a, de a deschide noi căi de a vesti Evanghelia. Și îmi place foarte mult ilustrația pe care frate și trăirea, pe care fratele Fanache a avut-o. Doamne, dă-mi încă o dată harul să mai intru în lift cu femeia asta, să pot să-i vorbesc despre Domnul. Se poți să-i vorbesc despre tine. Doamne, dăm o nouă oportunitate. Bă, prima dată am tăcut, mă. Prima dată nu am mers, prima dată n-am știut. Prima dată am fost depășit de situație. Prima dată m-au întrebat lucruri care n-am știut să le răspund. Doamne, prima dată nu a fost succes. Nu te opri acolo. Cere o nouă oportunitate să vorbești despre ceea ce Hristos a făcut pentru tine. Cere să vorbești și s-a întâmplat în camera de sus, în inima ta. Spune că ești alt om, s-a întâmplat altceva în inima ta decât s-a întâmplat până atunci. Cerei Domnului, Doamne, dă-mi oportunitate nouă să mă rog mai mult. Dă-mi oportunitate periculoasă asta. Doamne, dă-mi oportunitate nouă să citez mai mult. Din nou e periculoasă. Da, asta dar fraților, fără, fără momentul acesta a dorinței noastre de a merge din sat în sat, expresia aceasta de a nu ne opri, asta ar trebui să ne caracterizeze. Nu faptul că cădem, nu faptul că suntem respinși, nu vă așteptați la altceva în lumea asta. Până ceea ce ne cheamă și ne provoacă Domnul pe noi e să alergăm și să avem acea credință atunci când El se va întoarce pe Pământul acesta, o credință trăită în fapte, în mărturie. Pentru că în al cincilea rând nu lăsa, de fapt, nu lăsa sentimentele de ieri să-ți influențeze sentimentele de azi. Nu lăsa ca eșecul de ieri să-ți influențeze bucuria de azi. Spune Biblia că ei au mers și au săvârșit pretul tinde în nu s-a oprit niciodată. Pentru că ce ar trebui să ne caracterizeze pe noi ca și creștini să nu ne oprim niciodată. Am început pe drumul ăsta cu Domnul. Mai nu tot timpul alergăm, dar mergem. Nu tot timpul avem viteză, dar nu ne oprim niciodată. Provocarea pe care o am pentru dumneavoastră în dimineața asta, oricât de respins va simți, sau oricât de respins am trăit sentimentul ăsta sau îl trăim în momentul ăsta, nu vă opriți. O să zic, frate, dar eu am trăit asta. Și eu am trăit. Și pe mine m-au făcut, și pe de mine au spus, și de dumneavoastră, dar de, de, ca despre Domnul parcă nu a zis nimeni. Ca despre El parcă nimeni. Nu am trecut chiar așa, așa e? Și de Lui, și poporului, El Fiul lui Dumnezeu. El, Fiul lui Dumnezeu, respins de omul pentru care El a venit pe pământul acesta. Nu vă uitați la drepturile noastre, nu vă uitați la ce ar trebui să se întâmple cu noi, ci uite de ce se întâmplă în tine când ești respins. De unde vine acea durere mare? Oare vine dintr o mândrie interioară? Sau, nu știu, gândește-te bine un pic, oprește-te și lasă-L pe Dumnezeu să cerceteze inima ta. Pentru că momentul camerei de sus, momentul în care Domnul se oprește la cine, e un moment intim între el și ucenici. Și unul din sentimentele pe care Domnul le-a trăit atunci a fost un sentiment al respingerii. Ai dreptul să te simți respins, dar n-ai dreptul să rămâi acolo. Ieși din camera de sus altfel. Pentru că din prezența lui Hristos întotdeauna ieși altfel. Și mergi altfel. Lasă trecutul să fie în trecut. Trăiește prezentul cu Hristos. Un Dumnezeu care te cheamă și spune, du-te, ți-am dat putere să mergi. Uitați-vă, vă rog, la text. Nu v-am dat putere să vă lăudați, nu v-am dat putere să vă faceți voi poze, ce grozav sunteți voi, ci v-am dat putere să mergeți, să faceți bine celor care vă resping. Celor care vă vorbesc de rău, celor care, celor care, ce vreți dumneavoastră. Mergeți, v-am dat putere să faceți asta. Puterea de la El e nu pentru noi, ci pentru cei din jurul nostru, Puterea Lui Dumnezeu va trebui să treacă prin noi ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie simțită de toți ceilalți. Amin? Haideți să ne ridicăm la un moment de rugăciune. Haideți să stăm înainte Lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, și eu m-am simțit respins și, Doamne, m-am simțit de atâtea ori respins. Dar, Doamne, nimeni n-a fost respins cum ai fost Tu. Ajută-mă, Doamne, să învăț de la Tine. Ajută-mă să nu mă uit la ce primesc eu, ci ajută-mă să mă uit a ce vrei să schimbi tu în mine. Haide să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune comună, în șoaptă, fiecare dintre noi, înainte să stăm la cină, să fii, Doamne, am nevoie să-mi atingi inima dimineața asta. Am nevoie să mă ajut să depășesc momentul ăsta de respingere. Orice am zis în momentul respingerii, cuvintele ale grele, Doamne, iartă-le, te rog. Doamne, vindecă inima mea care se simte respinsă. Vinde, do vindecă, Doamne, inima mea care a trăit în respingere de atâta timp și Doamne, eu de fapt n-am trăit, doar m-a existat. Doamne, abia aștept să trăiesc cu Tine. Abia aștept să mă bucur de fiecare zi. Nu doar să vorbesc despre zile, ci să le trăiesc. Și pentru asta ai nevoie să-ți ajute Dumnezeu să scapi de orice mărăciune, orice neiertare, orice păcat care stăm în fața ochilor tăi, în fața ochilor noștri. Cere iertare Domnului și mulțumește pentru momente ca acestea în care, în camera de sus, Domnul te întreabă, oare nu și tu? Spune Domnului, Doamne, și eu, și iartă-mă. Dar Doamne, vreau să mi schimba și transformat acasă, amin? Roagă-te în dimineața asta și pe urmă vom sta la cine împreună.